scultura. Ah. Deci, plăcându-mi forma și expresia, mai ales în mișcare, niște mișcări care să provoace niște stări emoționale, dinamică, forță, m-am încercat și în zona de sculptură, dar pentru că mijloacele practice sunt mult mai dificile, n-am reușit să fac multe lucruri. În orașul de lângă Osnabrâc mi s-a cerut să fac o statuie de vreo 2 metri, un bronz mare, în care un individ să se uite în jos. N-am înțeles exact de ce, mi s-a explicat că va urma să fie acolo o placă transparentă cu filme și el uitându-se în jos atrage lumea ca să vină să se uite acolo, unde se făcea un fel de reclamă. Filmele alea mergeau și lumea vinea și se uita acolo, că nu știau de ce se uită ăsta acolo în jos. Și am făcut și acea statuie de bronz, deci are 1,90 m sau așa ceva. Ceea ce m-a fascinat e că în școală, din cultura, din amangia lor, ni s-a arătat o zeiță a fertilității mică și urâtă, scabroasă, ce să zic. Dar ideea m-a fascinat în continuare până când, zic, stai puțin. Și am făcut o sculptură, o zeiță a fertilității, mândră, cu o anumită ținută mândră și care se respecte și pe care te obligă să o respecti. Și am făcut un bronz, nu mare, vreo 35-40 de centimetri. Dar am făcut mai multe, sunt câteva care le-am făcut cadou. Deci eu până acum n-am vândut lucrări. Am 10 de lucrări, toate le-am dat.